Vestea că oficialii de la București împreună cu reprezentanții Fondului Monetar Internațional vor schimba managementul în companiile de stat nu i-a afectat prea tare pe șefii de la Gorj. Directorul Complexului Energetic Turceni, Octavian Graure, nu crede într-o astfel de variantă și spune că măsurile luate până acum de reducerea cheltuielilor și a numărului de salariați sunt unele binevenite. În ceea ce privește vânzarea unor pachete mici de acțiuni, acesta s-a abținut de la a comenta intențiile FMI-ului. Noi am luat măsuri drastice pe finalul anului 2010, le continuăm și acum, pentru că de-aia avem rezultatele care le avem la trimestrul 1 și sper și la trimestrul 2 să fie și mai bune. Noi ne continuăm programul de restructurare, reducerea de costuri care a stabilit-o anul trecut împreună cu sindicatele am pus-o în aplicare. Nu consider asta la poziția mea. Niciodată să știți că nu suntem nici mai buni. În permanență poate să fie altcineva mai bun. Asta nu ca pentru el. Reprezentanții salariaților nu au nici ei motive de îngrijorare, dar cu toate acestea recunosc că numirile pe funcții sunt făcute politic. Sindicalistul Gheorghe Tăgan spune că deocamdată șefii de la București nu au nici măcar pârghile necesare pentru a face asta, deoarece legea nu le dă voie. Acesta crede că nici anunțatele privatizări nu sunt tocmai rele, cât timp statul rămâne acționarul majoritar. Cum să vină unul din China sau din India să fie... să cunoască mai bine ca un român activitate sau ca un specialist, mai bine zic, în minerii și energie. Rău e că la noi s-a cam politizat managementul ăsta. La sindicate și la salariați nu ne este teamă de managementul privat. Niciuna dintre părți nu ia în calcul deocamdată recurgerea la noi disponibilizări și așteaptă să vadă cum evoluează planurile celor de la FMI și ale Ministerului de Resort.